Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din minunata noastră serie de Farming Simulator 2022 pe mapa această minunată mini baron. Ce pot să vă zic decât să mă ajutați pe mine cu un like, un share și un subscribe la acest canal minunat de Farming Simulator. În episodul trecut, după cum știți, am recoltat tot terenul cu numărul 4, deci e cox. Iar în episodul ăsta am de gând prima dată. Ce o să fac? O să duc mâncare la domnișoarele găini și la văcuțe. Mâncare la văcuțe și la găinuțe, cam asta trebuie să fac. Pentru că văcuțele noastre încep să nu mai aibă mâncare. Hopa, ce-am făcut? Păi eu, dar ce duc? Duc nimic. Dăm un air. No. Cam atât îi ajunge. Mai mult nu le trebuie. Nici nu știu dacă încape ăsta. Așa. O, văd că sunt. Foarte puțin, dar sunt. Nu prea se face ceva cu acestei găinoaie, dar e ok. Nu știu. E acceptabil. Avem doar 4.000 de euroi. Ce o să facem? Nu știu. Lăsăm tractorul. Domnule tractorul, lăsăm remorca. Și mergem. Mergem frumos. Hai, domnule, deschide-te. Așa. Mergem să luăm de aici cultivatorul. Pentru că ăsta nu ne lasă. Adică nu ne ridică de față. Ne lasă să-l folosim. Pentru că cu siderul ne ridică de bot și nu putem face absolut nimic, adică chiar nu am nicio șansă. No, bun, hai să merg direct la terenul 4 și să pun, adică uitați ce direcție am. Nu mai zic nimic, n-am direcție deloc, dar deloc. Mergem direct la terenul 4 și încercăm să strângem bani de un nou tractor. Pentru că nu am ce să fac altceva, am și teren acum, dar nu am tractoare pentru aceste minunate terenuri. Aici îl punem pe domnul comercial lucrător să lucreze frumos și noi fugim direct acasă cu speedus. Na, mergem așa, plecăm direct acasă, am ajuns. Mamă, ce repede am mers. O să mă duc să dorm o zi, dorm rapid o zi, pentru că nu am ce să fac decât să dorm o zi și să văd câți bani fac. Pentru că trebuie să închiriez un tractor. Dar nu știu cum. Și trebuie să închiriez și ceva de adus apă pentru sere. Ce să fac? Nu știu. Am 5.000. 5.000 de euroi. Serele ce fac? Deci trebuie să mă uit la sere. Serele mai au foarte, foarte puțin apă. Nu e bine. În septembrie ce pot planta? Deci mor dacă nu pot planta ce vreau eu. Aici ce plante? Aici nu plantez nimic. Mamă, ce m-am speriat. Am uitat. Bun, văcuțele au... n-au. Trebuie să le bagă cu tractorul așa, ăsta micu. Cu ăsta micu pot. Să le băgăm. Hai să le băgăm noi masa. Hai. Așa. Faza proastă la tractorul ăsta e că nu pot decât să încep doar dacă dau cu spatele, dar nu știu de ce. Adică el nu funcționează doar de... Deci el funcționează doar dacă eu încep să dau eu cu spatele. Și nu știu, e tare enervant oricum. Bun. Ducem la văcuțe niște hei. Ajoas. Hai jos! Nu vreau mă să-l iau. Ia oare, pot duce doi baluți odată de hei? Nu știu, dar vedem în episodul ăsta. Cu acest tractoraș minuscul. Haide. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați, da. Nu am nicio șansă, cred că la 2.
Nu știu dacă am la 1, de-abia am o șansă la 1. E mic, mă, ce să-i fac? E foarte mic. Mamă, uite cum se ridică la 1. Deci ce să mai zicem? Na bun. Opa, hopa, 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 hopa. Înapoi. Înapoi. Pe jos. Așa. Mamă, mamă, trebuie să-i mai duc și ăsta. Și să văd cum trag eu aia. Hai, pune frână. Să văd cum trag eu dita mai remorca cu iarbă încărcată. Mamă, am nevoie de bani neapărat. Nu am nicio șansă fără bani, nu mai fac nimic fără bani. Mamă, ne-a dat peste cap. Haide, ușor. Mamă, mamă, mamă. Mamă, mamă, ce greu. Ce greu e. L-am pus și eu, mă, fix când e mai, cum e mai greu. Nu, văd că hei a intrat destul. Cred că e fân, mai bine spus. Și aici mai am iarbă. Mai am iarbă, 27 de toni, nu, 2 tone 700. Puțină iarbă, dacă mă întreb pe mine. Și acum cum sunt făcuțele? Puțină iarbă. Mai aveam niște iarbă, dacă nu mă înșel pe aici. Mai aveam un pic de iarbă, ia uite-o. Ia uite-o, mă. Duci față, tu oare? Duce, mă, duce. N-ai treabă cu el. Duce, mă, față, tractorașul ăsta micu. Duce frumosul meu un pic față. Hai, tată, hai. Hai, că duce dacă e. Dăm așa cu avânt. Hai, mă, că duce față. Uite, așa o duce. Mai trage așa frumos încet un pic. Iar mi pare asta. N-am strâns 8 tone. Cu o șustă per șustă am strâns 8 tone. Dar nu știu de ce mi-arată asta în continuu. Sunt jumătate de remorcă, e bine. În vale văd că merge. În vale merge, în vale mergea. Dar nu. Îl las, îl las în pace momentan. A, el încă strânge. Pentru că mă tem că nu-l duce până înăuntru. Dacă l-ar fi dus până înăuntru, era perfect, dar nu știu sigur. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Nu știu. Vedem. Așa, mergem. În față, dăm drumul la iarbă. Ia să vedem cum curge iarba noastră și cum se umple aici. Hai, 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 hai. Hai de până în capăt. Mă, nu cred că am făcut toată. Ești nebun? Nu cred că am căput toată. Deci nu mai am iarbă aici. Am căput toată, nu știu. Mamă! Mamă! Bun, văd că treaba la văcuțe am terminat-o. Opa, pune frână, măi, domnișorule! Haide să mai ducem și ceva la... Hop, 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 așa. Hai să mai ducem și un pic. Burly, hop, așa, cred că le ajunge. La găinuțe, pentru că nu cred că mai au.
Așa. Ce ai făcut, mai? Măi, Bogdanele, măi. Mamă, dar... Mic e tractorul ăsta, e mic rău. E micuț. E micuț rău, rău. Nu știu dacă să-mi vând găinile sau nu. Nu prea fac eu cine știe ce producție, dar... Aș mai cumpăra niște sere decât găini. O las aici. Să vedem ce face lucrătorul meu automat. Așa, pe tine de închidem motorul când avem motorină. Tu văd că își faci treaba aici. Deci cu 5.000 de euro ce închiriem? Vreau să știu ce tractor îmi închiriez cu 5.000 de euro. Bun. Am cultivatorul care are nevoie de 115 și cu 50 165 de cai. 112, 110, 135. Mamă. Deci cel mai șmecher de aici are 145 de cai. Nu e bun. Și cel mai slab de aici are 150. Deci pe tine când te închirezi, n-am bani. Bun. Am rezolvat. Am rezolvat-o. Ce să vând? Ziceți-mi ce să vând. Nu am ce vinde. Cu ce cultivez terenurile? Nu știu. Ia să vedem. Pot vinde niște găini direct să le vând din stație? Nu cred. Nu știu. Minus, plus, plus. Farm 100, minus 100. 5216 euro. Ce am eu pe aici? Ce nu-mi trebuie? Pe aici am ceva ce nu-mi trebuie. Nu știu ce să zic. Sprayerul am nevoie, tractorul am nevoie. Să-l vând, mă, pe ăsta micu. Du-te, te-ai dus. Gata, mai am și eu niște bani. Bine că am dat mâncare la domni. Și acum ce trebuie să fac decât să închiriez un tractor pe tine de 200 de cai, lis 7.000 de euro, mai mic, 6.000. N-am eu un mod, mă, ceva mai ieftin, nu, de-ți fară. Voi ce capacitate cilindrică aveți? MTZ, nu știu ce MTZ e asta. Are 75 de cai, cam puțin. 80 de cai. O să-l duc până în 105. Nu, nu-i bun. Deci tot pe tine o să te iau. Cu 160 de cai, 6.000 de euroi. Și hai să-l aducem de la shop. Da, el e frumos. Cred că e primul meu tractor, exact ca primul meu tractor pe care l-am avut și l-am vândut să-mi iau astea două. E frumos, nu e urât. Bun, vă las să revenim direct de la fermă. Am ajuns în fermă. Ce facem acum? Luăm cultivatorul. Ce cultivăm? Vedem ce mai putem, că e deja septembrie. Ce putem cultiva? Mai putem canola, mai putem barley și wheat. Barley și wheat. În rest, nici măcar. Da. Doar asta mai putem planta. A, n-a altceva, nimic. Ce o să facem noi? O să plantăm. Ce o să plantăm o să fie canola. Pentru că trebuie să fac și eu niște bani. Măcar din grâne. Așa că o să dăm pe canola înapoi. Așa și o să lăsăm tot pe domn lucrător automat să... Gândiți-vă la cât de grea e asta. Nici măcar tractorul ăsta nu duce. Nu o poate duce instant. Tot ok? Hai să te văd. Tot ok. Tot ok. Acum o să revin direct când a terminat și domnul ăsta și domnul ăsta de plantat. Bye bye. Bun, am revenit. Terenurile noastre sunt aproximativ plantate. Hai să vedem mai sus. Aici. Ăsta l-am terminat, adică e cultivated. Aici l-am terminat de plantat.
Bun, atunci o să iau domnul ăsta și o să mă duc să iau rollerul. O să vă arăt mai îndată ce am făcut cu ăla. Mă duc, iau rollerul, dau cu rollerul pe terene și am să opa, opa, că intră un gard. Iau rollerul și îl dau pe ăla, pe terenul cu canul ăla, cred. Cred că da. N-am văzut aici. Ne pare scuze. Am spălat și tractorul, adică l-am făcut curat, că trebuia. Ei, dacă nu-l făceam curat, nu rezolvam absolut nimic. Arată un murdar și murdar și murdar și murdar. Na bun, hai să luăm rollerul de ci. Da ci. Luăm rollerul. Și mergem și dăm pe terenul mare cu canola. Ce aș fi vrut eu e să... Am închiriat și toate utilajele de care mai am nevoie. Mai am 4.000 de euro, doar asta nu mai contează. Că deja sunt falit, adică nu am niciun bani. Vai morții mei. Sper că... Aoleo, nu m-am asigurat. Ne pare scuze, ră, domnul cu Audi. Cred că e un Audi, e frumos Audi. Dar nu mai zic la nimeni ce am făcut. Promit. Bun. Mergem și dăm terenul ăsta cu rollerul și ducem siderul la terenul numărul 4. Și vă las de aici cu timelapse până termin de dat cu rollerul și duc siderul. Bun, a revenit. Dăm asta înapoi că m-am enervat. Nu-l dăm înapoi. De ce să-l dau înapoi? Stai. Am uitat că mai am celălalt teren pe care trebuie să-l fac cu rolling. Uite așa. Închide-te. Da, trebuie să mai fac niște bani. După cum vedeți, acest teren este plin, dar plin de pietre. Așa că am luat un stone picker, nici nu știu cum funcționează. N-am dat în viața mea cu acest stone picker. Sau cu ceva asemănător. Dar nu avem ce face. O să las rollerul aici pentru că n-am de face cu el. Și o să mă duc să iau stone picker-ul. Și o să-l aduc către fermă. Dacă ați ajuns pe aici, pe acest episod, prin zona asta, vă rog frumos să-mi lăsați și mie un subscribe, hai vă rog frumos să facem și noi 200 de abonați, că nu strică, să văd și eu când crește puțin comunitatea, pentru că nu prea bate, tot câte 3 like-uri am la fiecare videoclip și cam atât. Deci, na, aș vrea și eu un pic, dacă se poate din partea voastră, un ligian, ceva, un like, un subscribe, ce doriți. Ce doriți voi, așa. Mergem la shop, luăm stone picker-ul, îl aduc către... Opa,
Zburăm. Asta am zburat. Așa, îl punem. Op. Așa. Îl punem să dea pe terenul ăla plin de pietrane. Pentru că rollerul nu le-a băgat înăuntru, din păcate, spre pierderea rollerului. Cu nebunia asta, dăm. Cu nebunia asta, nici nu știu cum funcționează așa ceva, sincer. Sincer să fiu, nici nu știu cum funcționează așa ceva. Trebuie să dau pe tot terenul cu el, nu știu. Pot să vând pietrele. N-am idee, n-am nicio idee. Uite, și așa. Haide, nene. Fă viteză. O las cu timelapse până terminăm de dat terenul cu stone picker-ul. Ce are? Ce are? Adică terenul meu e plin de pietre. Ce are? Ce are? Ce pot să-i fac, mă? Ce pot să-i fac? Nu știu. O să-l returnez. Nu are rost. Bun, băi băieți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la finalul acestui episod. Eu am fost Caramel și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!